După 17 minute, în retur la Ploiești a fost tot 1-1. Petrolul era pregătit de Gigi Mulțescu, iar la CFR revenea ca antrenor Ioan Andone. Roni marca pentru Ardeleni. Ionel Samza punctat din penalti pentru Petrolul. Gigu Grozav față în față cu Ivo Pinto, trage Grozav, Ferghiraș, paradă formidabilă a portughezului, cum ar spune spaniolii, paradon de Super Mario Ferghiraș. Din nou portughezul are o intervenție formidabilă la această execuție teribilă a lui Gigu Grozav. Ar fi fost un gol realmente grozav dacă Ferghiraș nu ar fi reușit una din numeroasele sale intervenții salvatoare care l-a adus la CFR Cluj după un sezon remarcabil la FC Brașov. Corner pentru Petrolul, centrează la Laurențiu Marinescu, respinge Gavi Mureșan, aleagă după minge modusul cu o viteză extraordinară a senegalezului care controlează foarte bine balonul, încearcă să-l angajeze pe Rafael Bastos, primește brazilianul în dreapta, aleagă Ivo Pinto, Bastos, Bastos pentru Ivo Pinto, centrează în fața Bortizucu, gol! Nu este offside, offside! La modul Sugu, s-au bucurat fanii CFR-ului, este semnalizarea de la margine, validată de Sebastian Colțescu, Valentin Avram, cel care a ridicat fanii, să vedem riposta Petrolului cu Bochila, Bochila, teatrul la Cluj. Petrolul deschide scorul în fața CFR-ului după ce numai cu doar câteva secunde CFR-ul a trecut pe lângă deschiderea scorului. Sugu a trimis în poartă, însă golul a fost anulat pentru un offside semnalizat de Valentin Avram. Vedem aici jutul cu stângul al lui Bochila, Ferghiraș și nu mai poate interveni și Petrolul conduce cu 1-0 în Druia. O să vedem și reluarea de la golul anulat CFR-ului. Ce răsturare de situație în doar câteva secunde și ce meci avem în Druia. Se prefigurează o nouă seară spectaculoasă pe terenul CFR-ului. Rafael Bastos este faultat de Sorin Ustibar, lovitură liberă pentru CFR Cluj. Godmeș în partea dreaptă pentru Ivo Pinto. Ivo Pinto, centrare pentru Capetanos, nu este însă nimeni lângă atacantul grec și acum Achim recuperează în fața lui Calor. Avea primește Achim de la Bugema, nu are însă soluții Petrolul în flancul drept. Revedem imediat și faza din care CFR-ul a înscris. Pare pe linie aici modusul Gu, nu pare offside de această reluare. Un moment extrem de tensionat în acest moment la Cluj. O fază care va fi dezbătută cu siguranță mâine în emisiunea Fotbal Club la ora 15:30 de minute la Digi Sport 1 de Radu Naum și de Ion Crăciunescu. Laurențiu Marinescu, mingea este în afara terenului din Gicu Grozav, este aruncare de la margine pentru CFR. Căzut la pământ este Bochila, atacantul congolez de 24 de ani care a deschis scorul în Gruia. Petrolul, vă spuneam, a deschis scorul și în precedentele două dueluri cu CFR în sezonul trecut în campionat. CFR-ul a egalat mereu. Petrolul deschidea scorul în prima repriză, CFR-ul restabilea echilibrul în partea secundă. Însă mereu CFR a fost prea euforică după meciurile din Champions League în acest sezon, ca și în precedentele campanii în cea mai importantă competiție continentală. Vasile Maftei cu o pasă către Camora respingă ploieștenii. Organizare foarte bună pentru echipa lui Mircea Rednic. Sunt zvonuri în cazul unui eșec în această seară. Rednic ar fi demis, iar Dorinel Munteanu ar fi succesorul său. Se înfruntă doi dintre cei mai titrați antrenori în activitate în Liga 1, Bergambir, Ioan Andone și Mircea Rednic.
campioni cu două echipe diferite în România, Rednic cu Dinamo și Rapid, Andone cu CFR Cluj și Dinamo. Vierme prelungește pentru Laurențiu Marinescu. Laurențiu Marinescu așează mingea pe stângul, trage însă peste poarta lui Felgheiraș. Bergambir, berea fotbalului românesc. Sonny Mustivar, Laurențiu Marinescu, grozav înapoi la Marinescu. Acum Sebastian Achim centrează spre Marian Cristescu, mingea îl depășește pe fostul mijlocaș de la FC Brașov și cu Cluj a respins Cadu, o lansare spre capetanul, surprins în offside de semnalizarea asistentului Valentin Avram. Da, o nouă fază la limită și aici. La fel ca și la golul anulat CFR-ului, golul înscris de Modusugu. Laurențiu Marinescu încearcă o angajare pentru Sonny Mustivar, care se infiltrase în spatele liniei de fundași a CFR-ului. Tot Marinescu, coordonatorul Petrolului, pasă pentru Botila! Botila! Ce intervenție lui Felgheiraș! Și ce preluare a făcut Botila! A preluat cu stângul, a reluat cu dreptul Felgheiraș, însă i-a închis unghiul. Iată o nouă, un nou serviciu de super calitate din partea lui Marinescu. Botila putea realiza dubla. CFR-ul se clatină în aceste momente. Putea fi în avantaj, însă se vede condusă și în același timp suferă din punct de vedere al moralului. Putea fi 2-0 pentru Petrolul. Mircea Rednic știe că aceste ratări se pot întoarce împotriva formației sale, la fel cum s-a întâmplat și contra lui Dinamo. Marinescu execută lovitura de gol, centrare pentru reluarea lui Geraldo, în 6 metri, acolo era tot Bochila, a intervenit de lângă el Gabi Mureșan, continuă atacul Petrolului cu grozav, urcă și Achim, respinge Gabi Mureșan până la Laurențiu Marinescu. Văluie în stânga Bugema, este preferat în centru Marian Tristescu, jocul se mută în partea dreaptă la Sebastian Achim, atacat de Camora, întoarce Achim la Geraldo, vine centrarea acestuia către Galamas, Galamas prelungește spre Bochila, nu foarte ușor de controlat acel balon, tot Bochila. Se repliază și îl oprește din cursă pe Rafael Bastos. Felice Piccolo. Cadu reprimește fundașul italian Vasile Maftei. Încearcă o lansare în dreapta pentru Ivo Pinto. Pinto închis în margine de Ghierme, scoate totuși lovitura de colț. CFR-ul a marcat 8 goluri din faze fixe. Stă foarte bine la acest capitol. 3 sferturi din golurile sale, așadar din momente fixe ale jocului. Corner pe care îl execută Rafael Bastos. Centrează brazilianul pentru Piccolo. Respinge de lângă el Bochila. Păstrează mingea în joc Vasile Maftei. Față în față cu Galamaz. Galamaz nu poate să fie depășit de fostul său coleg de la Unirea Urziceni. Galamaz întoarce Bugema. Un balon de urmărire pentru Cristescu. Primul la balon însă este francezul Nicola Godmeș. Acum Mario Felgheiraș. A fost coleg la FC Brașov jumătate de an cu Marian Cristescu. Acum cei doi se reîntâlnesc din postura de adversari. Respinge Geraldo Alves, Gabi Mureșan, Maftei, Piccolo. Godmeș, preluare pe piepta francezului. Respinge însă Sonny Mustivar. Vierme. Recuperează Vasile Maftei. Atenție la șutul său. Maftei însă nu mai izbutește
acea execuție fabuloasă din finalul stagiunii trecute cu voința Sibiu. Revedem momentul pasei lui Ivo Pinto pentru Modusu Gu. Un gol anulat, aș spune, eronat de asistentul Valentin Avram, și imediat contraatacul Petrolului finalizat cu gol de Bochila. 1-0 pentru Petrolul Ploiești. Au trecut 20 de minute din această prima repriză extrem de vie, una dintre cele mai alerte reprize din acest sezon în Liga 1 Bergambir. Imediat după această partidă, la 22:45, este ultima confruntare a zilei. Viitorul Constanța FC Vaslui, care va deveni primul meci din istoria fotbalului românesc, care se va încheia dincolo de miezul nopții. Modusu Gu centrează pentru Capetanos, cel penalti, cei de la CFR Cluj. Capetanos a fost în duel cu George Galamaj, jocul a fost lăsat să continue. De arbitrul Sebastian Colțescu, Maftei foarte activ în această seară, Maftei cu un rol extrem de liber în teren, stă undeva în fața apărării, însă apare mult și în faza ofensivă, este poate cel mai mobil jucător pe care îl are în acest moment Ioan Andone pe teren. Ghierme și Grozav lasă această mince pentru Marinescu, întâmpinat de Ivo Pinto. Marinescu protejează și trimite înapoi la Soni Mustivar, se mută jocul în partea dreaptă pentru Damian Bucema. Bucema este întâmpinat de Camora. Bucema centrează însă în afara careului. Ivo Pinto, cel care a respins în out. Ioan Andone destul de agitat. Este la al 10-lea meci contra lui Mircea Rednic. Au fost 5 victorii pentru actualul antrenor al Petrolului și 4 pentru Ioan Andone. Niciodată cei doi nu au încheiat remiză în golurile lor. Sugu, excelent oprit de Grozav. Foarte bun și jocul defensiv al lui Gigi Grozav. Iese din defensivă Cadu și respinge din fața lui Bochila. Apoi portughezul îl oprește neregulamentar pe Ghierme. Revedem aici momentul în care Capetanos cade de lângă George Galamaz după ce întreaga lui Modusu Gu. Nu pare totuși să se fi impus aici lovitură de la 11 metri. Marian Cristescu depășit de această minge trimisă de Geraldo Alves. Galamaz și un balon care iese în afara terenului. S-a mai calmat puțin ritmul acestei partide. Suntem deja în a doua și jumătate a primei reprize. Grozav depășit de deposedat de Gavi Mureșan. Ivo Pinto urmărit de Mustivar, rezistă fundașul dreapta al CFR-ului. Excelent apare Geraldo Alves, unul dintre cei mai buni jucători străini care au evoluat vreodată în prima ligă. De o eleganță remarcabilă în joc, foarte eficient în defensivă. Rafael Bastos scoate lovitură liberă. Nouă șansă pentru CFR Cluj. Gavi Mureșan se duce către locul în care se afla Bastos. Până la urmă renunță mijlocașul defensiv al CFR-ului. Rafael Bastos, centrare pentru Cadu. Mingea ajunge însă la Vasili Hamutovski. Laurențiu Marinescu poate să declanșeze un nou contraatac, pasă pentru Bochila, însă Felgheiraș prinde acest balon.
CSR-ul este echipa care a utilizat cei mai mulți jucători în acest sezon, 25 deja, și cei mai mulți fotbaliști străini, 16. Petrolul a utilizat 21 de jucători, dintre care 10 stranieri. CFR-ul a mai făcut 3 mutări pe piața transferurilor, evident din cauza numeroaselor accidentări. Lipsesc Roni, Voș, Bacalisare și Ciprian Deac, accidentați unul câte unul, unul după altul în acest debut de stagiune. Ritmul jocurilor de Champions League consumă foarte mult. Maftei nu poate intra în combinație cu Pantelis Capetanos, foarte atent. Gerald Alves pasează către Sebastian Akin. Akin, urmărit de Rafael Bastos, îi fură mingea brazilianul. Bastos accelerează, Bastos la 20 de metri. Nu obține nimic, s-a aruncat în fața lui Gerald Alves când a văzut că nu mai poate ajunge la minge. Sigur Gozav mută jocul în dreapta la Marian Cristescu. Preluare foarte bună lui Cristescu, lângă el Bugeval centrează Cristescu pentru Bochila. Se ciocnește de Cadu, este fault în atac. Foarte agitat la marginea terenului Ioan Andone. Ultima oară l-a întâlnit pe Mircea Rednic în 2007, când era tot la CFR Cluj. Rednic o pregătea pe Rapid. Andone câștiga cu gruparea ardeleană în Giulești 2-1 în octombrie 2007. Andone a pregătit timp de un an și pe Petrolul între 1996 și 1997. A avut 16 victorii și tot atâtea înfrângeri contra ploieștenilor, adunat 7 victorii, 5 remize și 7 înfrângeri în 19 meciuri. Bugemau pasă pentru Bochila, atent, ferice Piccolo, respinge până la Camora. Evajarea portughezului spre Capetanos, Marinescu. Geraldo Alves, foarte atent, deranjează cât mai departe balonul. Laivo Pinto, Bodmeș. Și-ar fi dorit să-și înfrunte fosta echipă în Champions League, Montpellier, unde a început drumul spre fotbalul de performanță. Laivo Pinto centrează pentru Capetanos, Ivo Pinto centrează și Capetanos restabilește egalitatea. Ivo Pinto, cel care a centrat și la gol, la gol, nu-i văzut sub cum acum reașează mingea pe gol lui Capetanos, care este la 5-lea gol în acest debut de sezon, în toate competițiile, 3 în Liga 1 și 2 în UEFA Champions League. Ultimul când Capetanos a marcat a fost în meciul care a deschis drumul CFR-ului spre grupele Champions League în fața lui Fece Basel.